Campania Dăruiește Bucurie, aflată la a doua ediție, se desfășoară în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Constanța. Așadar, Asociația Națională Culturală Artistică Total Dance continuă și în acest an proiectele inițiate în 2013. Evenimentele organizate anul trecut de reprezentanții asociației au reușit să integreze în comunitate 85 de copii din 3 centre de plasament, proiecte care au generat un impact pozitiv atât asupra copiilor cât și asupra tuturor celor implicați. Anul acesta, organizatorii și partenerii campaniei vor dărui bucurie în cadrul a 8 acțiuni diferite dedicate copiilor. Așadar, de pe data de 31 mai până pe data de 29 iunie, când va avea loc închiderea campaniei naționale umanitare Dăruiește Bucurie prin spectacolul muzical coreografic cu același nume, vom fi părtașii acestui eveniment. Evenimentul este realizat, sau mai bine spus, organizat în colaborare cu parteneriatul principal Media Radio Constanța și partener Media Radio Dea. Asociația Națională Culturală Artistică Total Dance Center este o organizație non-guvernamentală, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, apolitică, care are ca scop coordonarea, realizarea, dezvoltarea și promovarea tuturor valorilor cultural-artistice, atât la nivel național cât și internațional. Noi nu putem decât să-i felicităm pe acești oameni și să le spunem mult succes în organizarea acestui eveniment și cu siguranță vom fi cu ochii pe ei, informându-vă pe dumneavoastră aici la Radio Dea. Bună dimineața! În continuarea matinalului nostru...